seara, doamnelor și domnilor, începe jurnalul Gorj TV. Iată câteva dintre subiectele zilei. S-a instalat iarna în tot județul, deși în țară viscolul și ninsoarea au pus probleme mari. În Gorj nu au fost înregistrate astfel de situații. Se circulă totuși în condiții de iarnă. Cât va costa dezăpezirea în municipiul Târgu Jiu, aflați în câteva momente. În aproape 3 zile, peste 6.000 de gorjeni au depus o solicitare de angajare la fabrica de cablaje din Târgu Jiu. Cum japonezii au nevoie doar de 500 de persoane, au întrerupt recrutarea încă de astăzi. Când vor fi semnate primele contracte de muncă, vedeți imediat. Gerul face probleme la Târgu Jiu. Astăzi o conductă de alimentare cu apă din zona liceului numărul 2 s-a spart din cauza temperaturilor extrem de scăzute. Dacă a fost remediată problema, aflați în jurnal. Se circulă în condiții de iarnă în tot județul. Din fericire, nu sunt probleme ca în alte județe din țară, unde au fost închise sectoare întregi de șosele. Reprezentanții secției de drumuri naționale Târgu Jiu au intervenit pe toate drumurile naționale din județ și nu sunt probleme. În plus, în Gorj ar putea ajunge material antiderapant ecologic. Acesta este mult mai eficient decât sarea sau nisipul și nici nu afectează asfaltul. Din această dimineață, drumarii au intervenit pe drumurile naționale din Gorj cu peste 30 de utilaje și a fost împrăștiată cantitatea de aproximativ 200 de tone de material antiderapant. În perioada următoare, la secția de drumuri naționale Gorj ar trebui să ajungă material antiderapant ecologic, care este rezistent până la minus 35 de grade. Momentan, licitația a fost blocată. Soluția asta, sau se dă înainte pe drum și se creează o peliculă și zăpada nu se mai lipește, sau dacă apucă să ningă, mergi cu mașina și când treci, știi cum taie pe unde curge pelicula, taie, parcă ai tăiat cu cuțitul prin zăpadă și se face și pelicula pe asfalt. Această... Am avut această soluție și am folosit-o foarte mult la Rânca. Și am acesta de ce nu? Anul acesta trebuia să țină licitația, s-a ținut licitația, a fost câștigat de o firmă producătoare care ne-a dus și anul trecut soluția. Dar s-a făcut contestație. S-a făcut contestație prima dată la CNSC, după aceea... Dar nu puteți și noastră să faceți licitațiile astea din timp, adică să organizați, domnule, din iarna asta pentru iarna viitoare, adică să evitați lucrurile acestea. Acum, deja... Că aveți experiență, mai ales dumneavoastră, că sunteți în domeniu jurist. Da, vreau să spun că la dezăpezire, la ceea ce înseamnă iarna, este făcută pe 4 ani. Deci deja s-a făcut piciorul în prag și urmează să se facă și pentru aceste produse... pentru o perioadă mai mare, 2-3 ani, poate chiar 4 ani. Această soluție nu își pierde calitățile spre deosebire de sare. Drumarii au mai folosit-o anul trecut, însă în acest an demersurile au durat prea mult din cauza contestațiilor și a venit iarna înaintea desemnării unui câștigător care să aprovizioneze Gorjul cu această soluție. Sarea, de exemplu, este făcută pe perioadă mai eficientă și tot așa o putem folosi și în amestec, și pe aia o foloseam în amestec cu sare și nisip, o amestecam, o puneam în RNSP, în sărăriță și o împrășteam pe drum. Foarte bună. Deci efectul era cel scontat. Rezistă până la minus 30 de grade, minus 35 a fost până acolo. Noi n-am încercat, am avut toată vreo 27-28 de grade la Rânca într-o dimineață, instantaneu s-a topit zăvada pe drum. Și acum, deci e foarte bună. Dar acum folosim clorura până pe la 20-25. Dar sunt speranțe că veți primi până la sfârșitul perioadei rece această Noi sperăm substanță. Că vom primi și ceea ce este foarte important este un compus, un produs care nu își pierde calitățile. Până când va fi finalizată și această licitație, drumarii folosesc materialele antiderapante pe care le au la dispoziție. Stocurile actuale nu sunt suficiente, însă la secția de drumuri naționale Gorj vor mai ajunge materiale. Până un alta, acum avem această clorură, avem nisipul. Materiale suficiente? Materiale suficiente. Acum avem 2315 tone de sare și nisip. Urmează să mai primim 300 de tone de nisip în zilele următoare și aproape în jur de 800 de tone de sare. Urmând ca, în funcție de nevoie, să suplimentăm aceste cantități. Credeți că ar mai fi nevoie de... Ah, sigur că da. De suplimentarea... Sigur că da, pentru că materialul antiderapant nu-l dai doar atunci când ninge. Acum 2 săptămâni, în dimineața aia, când a fost pe zona de sud-est a municipiului și înspre Rovinar și încolo spre până pe la Câlnic, ploaia aia de-a înghețat instantaneu când a ajuns pe asfalt, am fost nevoiți să acționăm cu material antiderapant. Toată lumea a întrebat ce faceți? Păi, nu vedeți ce e jos?
Acest material antiderapant ecologic nu afectează nici asfaltul, mai ales cum este cazul celui turnat în toamna trecută pe drumul național 66 între Bumbești-Jiu și Rovinari. Este iarnă în toată regula și la Târgu Jiu utilajele au intervenit încă de la primele ore ale dimineții pentru a dezăpezi atât principalele artere ale orașului cât și străzile din cartiere. Numai puțin de 16 utilaje acționează continuu, iar pe străzile din municipiu 160 de angajați de la edilitarea sunt la datorie pentru ca târgujienii să nu întâmpine probleme. Reprezentanții autorităților locale fac apel la cetățenii să participe și ei și să curățe zăpada din fața porților. Pentru achiziționarea materialelor antiderapante și acțiunile de dezăpezire, municipalitatea a alocat suma de 1,2 milioane de lei. Ninge fără oprire la Târgu Jiu din această dimineață de la ora 4, iar utilajele intervin în continuu pentru a dezăpezi toate căile de acces din municipiu. Numai puțin de 16 mașini acționează în toate zonele orașului. În momentul de față, în municipiul Târgu Jiu și localitățile componente acționează toate cele 16 utilaje pe care noi le avem în contract cu primăria municipiului Târgu Jiu. Utilajele sunt sectorizate, nicio zonă nu rămâne acoperită din municipiul Târgu Jiu. Avem și noi prioritățile noastre, bulevardele pe unde circulă mijloace de transport în comun. Supraveghem cu mare atenție atât carosabilul cât și trotuarele în zona școlilor, creșelor, grădinițelor. Avem în vedere zona spitalelor în așa fel încât să nu îngreunăm circulația mijloacelor de transport și al pietonilor. 160 de angajați de la toate serviciile din subordinea primăriei participă la curățirea zăpezii de pe trotuare. De asemenea, aleile din parcuri vor fi și ele curățate cu ajutorul unor ATV-uri cu lamă. Avem toate schimburile de la toate serviciile, de la salubritate, de la parcuri și zone verzi, de la șantierul de construcții, de la confecții metalice. Îi avem împărțiți pe trotuare în așa fel încât să degajăm zăpada de pe trotuare, ca în final, dacă rămâne un strat subțire, să dăm și cu material antiderapant. Acționăm și cu două ATV-uri pe trotuarele exterioare. Ecaterina Teodoroiu, știți foarte bine că sunt trotuare foarte lungi, aproximativ 3 km pe sens, pe calea București, calea Severinului, spre Dedeman. Pe zonele centrale și celelalte zone avem forță de muncă de la noi, de la edilitara. Angajații firmei de salubritate primesc ceai cald și pauze mai dese în această perioadă, pentru că își desfășoară activitatea în aer liber. Le-am oferit de-alaltă ieri și pe schimbul de noapte și pe schimbul de zi. Le oferim cam de două ori ceai, o dată dimineața pentru schimbul de noapte la ora 6 și o dată în jurul prânzului ceai și am vorbit cu șefii de activități, pauze mai dese dacă temperaturile sunt scăzute și posibilitatea de a se încălzi. Cei care lucrează prin parcuri, prin centru au sediile lor, cei care lucrează prin oraș au posibilitatea, fie dacă nu avem un sediu de al nostru în zonă, prin spațiile comerciale, pe unde pot să se mai încălzească câte 10-15 minute după o oră de activitate. Dacă va ninge semnificativ în perioada următoare, reprezentanții edilitara vor avea la dispoziție suma de 1.200.000 de lei pentru acțiunile de dezăpezire. Număr record de CV-uri pentru un loc de muncă la viitoarea fabrică de cablaje de la Rostramo. Peste 5.000 de persoane au depus solicitări în acest sens în cele 3 zile de recrutare. Astăzi, reprezentanții angajatorului au împărțit ultimele exemplare și nu mai primesc niciun CV. Cererile pentru un loc de muncă vor ajunge la reprezentanții fabricii de la Drobeta, Turnul Severin, iar din cei peste 5.000 de oameni care au depus solicitări, doar 500 vor fi angajați. Până în toamnă însă vor mai fi recrutate alte 1.000 de persoane. Numai puțin de 5.500 de șomeri gorjeni au depus solicitări pentru un loc de muncă la fabrica de cablaje, ce va fi deschisă de un investitor japonez în clădirea Rostramo. Zgribuliți de frig, zeci de oameni au venit și astăzi, încă de la primele ore ale dimineții, să completeze formularele pentru un loc de muncă. Vreți un CV pentru un loc de muncă? Da, pentru că am un copil de crescut și nu trebuie bani. De când nu mai lucrați? Nu mai lucrez de când am rămas cu copilul numai în maternitate. Am lucrat la sticlă. Și acum aș vrea să-mi găsesc un loc de muncă, pentru că copilul e mare și... Salariul cum vi se pare? Sau ați fi dispusă să munciți pe chiar și pe... Indiferent. Da, am venit să depun un CV referitor la locul de muncă, deoarece eu am lucrat în domeniu 6 luni la Arad.
și având o vârstă care este, pentru noi e foarte dificil de a ocupa un loc de muncă. Ținând cont că am lucrat și în străinătate, aș încerca totuși, ținând cont că am o șansă. Sunt foarte bune, sunt foarte ok. Da, e un loc de muncă în care se lucrează curat, în care se lucrează în căldură, în liniște și... Salariile? Ținând cont, în zilele noastre de astăzi, sunt foarte bune. Am mai lucrat în domeniul ăsta prin străinătate, prin Germania, prin fabrici de cablaje și așa că ne pricepem mai bine. Sper să avem un atu la mână. De când aveți un loc de muncă? De 2 luni, că am venit din străinătate. Și salariul cum se va? Nici nu știm ce salariu e aici, sincer să fiu. Deci ați fost dispus să renunțați la străinătate, să vă angajați aici la fabrică? Păi m-aș retrage și eu, că e o vârstă care m-aș retrage în țară, că ne ajunge cât am umblat și pe acolo. Astăzi, angajatorul a împărțit ultimele exemplare și nu mai primește niciun CV. Cererile pentru un loc de muncă vor ajunge la reprezentanții fabricii de la Drobeta Turnu Severin, însă doar 500 dintre cei care au depus solicitări vor fi norocoși. 4.000 le-am trimis ieri la firmă la Severin și urmează acum ultimele CV-uri să le trimit pentru analiză. Nu mai primi CV-uri? Nu, nu se mai primesc începând de acum. Reprezentanții municipalității au anunțat că investitorul japonez va mai angaja până în toamnă alte 1.000 de persoane. Contractele la viitoarea fabrică de cablaje ar urma să se încheie luna viitoare. Cerul le face probleme Târgu Jienilor. Astăzi o conductă de alimentare cu apă din zona colegiului numărul 2 s-a spart din cauza temperaturilor extrem de scăzute. Din fericire, apa nu a apucat să inunde strada. Angajații de la Apa Regio au intervenit prompt și au remediat situația. În ultimele zile, sute de persoane au sunat la operatorul regional de apă după ce apometrele au crăpat din cauza gerului. O conductă de alimentare cu apă din zona Liceului Tehnologic numărul 2 din Târgu Jiu s-a spart în această dimineață din cauza temperaturilor extrem de scăzute. Angajații Apa Regio au intervenit prompt și pentru remedierea situației au spart asfaltul pe o porțiune de câțiva metri. Din cauza temperaturilor scăzute, astăzi o conductă de metal din zona Victoriei a cedat. Angajații noștri sunt la fața locului pentru a remedia avaria. În câteva ore se va remedia și putem spune că, din fericire, nicio zonă nu a fost afectată. În ultimele zile, furnizorul regional de apă și canal a primit zeci de apeluri telefonice de la târgujienii care au rămas fără apă la robinete. Apometrele au cedat din cauza gerului. Pentru a evita astfel de situații neplăcute, reprezentanții Apa Regio sfătuiesc cetățenii să iau o serie de măsuri. Într-adevăr, în ultimele zile, foarte mulți abonați au sesizat faptul că aparatele, apometrele au fost înghețate și sparte. Trebuie să știe că trebuie izolate termic, nu trebuie folosită flacăra deschisă, trebuie încălzite cu fionul sau cu apa fierbinte și dacă aceste recomandări nu sunt luate în calcul, aparatul, dacă va fi spart, va fi înlocuit de către societatea noastră, însă contra cost. În continuare, meteorologii anunță ninsori și temperaturi extrem de scăzute. Zeci de bătrâni se relaxează și își reduc consumul la gaze la cluburile persoanelor de vârsta a treia. Pe lângă o vorbă bună, jocuri și sfaturi de la medici, bătrânii scapă de ger și fac economie la căldură. Vin aproape în fiecare zi în spațiile destinate lor. Subiectul pe larg în câteva momente. Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia supraveghează în permanență desfășurarea activității din carierele miniere în această perioadă geroasă. Zilele trecute au fost efectuate controle atât la unitățile miniere cât și la electrocentralele din cadrul companiei. S-a verificat modul de acordare a ceaiului, dotarea cu echipament individual de protecție corespunzător perioadei de iarnă, asigurarea încălzirii sediilor sociale, a atelierelor și a cabinetelor fiecărui utilaj și amenajarea drumurilor de acces. Fiecare punct de lucru din cariere și din centrale, inclusiv fiecare excavator, este dotat cu dozator de apă caldă, astfel că ceaiul poate fi preparat oricând pe parcursul schimbului de lucru, existând un acord de cadru de furnizare a apei plate valabil până în septembrie 2017. Iar în urma acțiunii de verificare desfășurate, nu au fost constatate deficiențe care să împiedice buna desfășurare a activității, transmite compania într-un comunicat de presă.
Oamenii fără un acoperiș deasupra capului se adăpostesc de frig la Casa Iris. Gerul năprasnic din ultimele zile a făcut ca în această perioadă adăpostul pentru persoanele fără locuință să fie ocupat peste capacitate. 28 de persoane se adăpostesc de gerul de afară în acest moment la Casa Iris. Vremea rea din ultimele zile a făcut ca centrele sociale din Târgu Jiu să fie solicitate de oamenii cu care soarta nu a fost tocmai blândă. Vorbim de 28 de persoane care, odată cu instalarea gerului, au și trecut pragul Casei Iris din Târgu Jiu pentru a cere o mână de ajutor. Printre acestea se numără 18 bărbați, 7 femei și 3 copii care au asigurat aici un pat și o masă caldă. În prezent avem 18 bărbați, deci noi în dormitor avem un număr de 16 locuri pentru bărbați. Pentru cei doi care îi avem în plus, i-am cazat într-un izolator unde avem la fel paturi amenajate. Bineînțeles, mai avem și saș de dormit în situația în care se va depăși numărul și al acestor locuri. Avem și 7 femei și 3 copii. Reprezentanții adăpostului spun că sunt pregătiți, iar în cazul în care vor exista mai mulți doritori, le vor pune acestora la dispoziție saș de dormit, pentru ca nimeni să nu rămână fără un acoperiș deasupra capului. Orice s-ar întâmpla, nu vor fi lăsați oamenii în stradă. Vom găsi pe moment suficiente resurse să organizăm ceva de așa manieră încât oamenii să nu stea în stradă pe această vreme care o vedem cu toții. La Casa Iris, în momentul intrării dumnealor, primesc atât pijamale, au posibilitatea să spele lenjeria, să spele hainele, este bucătărie, au posibilitatea să-și gătească. În plus, în această perioadă, cu temperaturile foarte scăzute pe care le-am resimțit cu toții, din partea primăriei s-a dus mâncare, deci hrană gratuită pentru toți asistații noștri de la Casa Iris, precum și altor cazuri pe care le-au identificat colegii de la poliția locală, pe stradă sau, știu eu, la gară, la autogară. Cele mai multe persoane care sunt în prezent cazate în centrele sociale au fost uitate de copii și de rude. Iulian Țârcă are 62 de ani. Deși are copiii plecați la muncă în străinătate, aceștia nu s-au mai interesat de soarta lui. Bolnav și fără sprijin, omul s-a refugiat de aproape un an la Casa Iris. Nu am locuință. Nu aveți unde să stați. Da. Și nu trece frigul ăsta. Am soția moartă. Și bazare sunt plecați. Sunt aici de aproape un an. Și nu s-au mai interesat de dumneavoastră? Sunt în, unii sunt în Germania, unul am la vânăre la Carabat. Asta e. Și condițiile de aici cum vi se fac? Excelente. Mai ales personalul ne ajută foarte mult. În situația lui mai sunt și alte persoane care au fost lăsate în stradă, deși au copii mici pe care trebuie să-i crească. Spațiul locativ lipsește. Eu așa am moștenit de la părinți. Mama mea a avut, dar le-a înstrăinat rând pe rând. Eu am fost căsătorită, neavând dreptul la ai mei, socrii, la... Despărțindu-mă, am ajuns aici. Fără voia mea, evident. Și rude la care să stați, nu aveți? Avem, dar nu toți. Rude sunt până la un moment dat, până la un anumit punct. E tot ok, dar atunci când ai nevoie, într-adevăr, de ajutor, de suport, și ăsta fiind un suport destul de consistent, așa, nu mai suntem rude. Aveți și copii? Da, am. Sunt aici cu dumneavoastră? Da, unul singur, cel mic. Meteorologii anunță în continuare ninsori și temperaturi destul de scăzute, așa că reprezentanții Direcției pentru Protecție Socială se așteaptă ca numărul persoanelor care solicită adăpost să crească. Cluburile vârstei a treia sunt aglomerate în această perioadă. Pentru zeci de bătrâni reprezintă un refugiu din cotidian. Unii recunosc că merg la club pentru a economisi bani la factura pentru căldură, în timp ce alții vor doar să scape de singurătate și să se relaxeze. Programul la clubul pentru bătrâni este în fiecare zi între orele 10 și 20. Din cauza gerului și a zăpezii, zeci de persoane trec pragul clubului vârstei a treia din municipiu. Ce activități mai puteți desfășura aici la club? Păi, bărbați, șah, table și alte activități mai din... Dacă e o sărbătoare, mai vine cât un medic de ne mai vorbește, cât, mă rog, diferite activități din astea interioare ale clubului, ce organizează la nivel de mai înalt șefele care sunt. Joacă table, șah, remi sau pur și simplu dea până amintiri. Da.
faceți aici? Dumneavoastră jucăm șah, da. Jucăm să ne distrăm. E frumos. E relaxant. Și ce să vă zic? Veniți des aici? Aproape în fiecare zi. Și sâmbătă și duminica venim. Care e secretul unui șahmat mai rapid? Șahul e jocul minții, dar dacă ar fi să le dai mat la toți politicienii, pe toți să le dai șahmat. Toți sunt șahmat. Tot ține de noroc, aici mai e și strategie la tablet. Nu, e de noroc. Norocul și, bineînțeles, e și știință un pic. Un pic. Veniți des aici în zilele geroase? În fiecare zi. Ce să vă, decât să jucăm table și remi și toate ce mai e pe aici. Cine a câștigat până acum? Nu, egali, suntem egali. Cei mai mulți stau câteva ore la clubul vârstei a treia, așa mai fac economie și la încălzire. Vă așteptați să crească acum factura la gaze odată cu ce? O, cum să nu, da, de toate vor crește. Că ăsta a fost cu revers. Deci îți promit că îți dau, dar pe altă parte te jecmănesc. Cum sunt facturile în... Bine, facturile în... Într-adevăr, sunt facturile, sunt mari. E cam mare, e mare, 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 mare. E, nu e bine. Nu e bine că e pensia, nu am ca parlamentar ăștia. Am pensie mică. Dumneavoastră, când veniți la club, dați căldura mai încet acasă? Mai un piculeț, așa, un pic. Un pic, nu prea mult, că pe urmă e mai greu ca să se recupereze, ce să se mențină tot aceeași temperatură în casă. În toate aceste cluburi ale pensionarilor, participarea la acțiuni este gratuită. În municipiul Târgu Jiu funcționează 4 spații destinate persoanelor vârstnice. Se fac ultimele pregătiri pentru cea mai mare petrecere din această săptămână. Vineri va avea loc Revelionul artiștilor și muzicanților din Târgu Jiu. Pentru că de Revelion i-au bucurat pe alții, toți artiștii din Gorj, dar și din alte județe, vor sărbători cu întârziere, cei drept, trecerea în noul an. Printre organizatori se numără și Niculina Stoican. Amănunte și alte știți, după o scurtă pauză de publicitate, rămâneți pe Gorj TV. Ne-am întors la jurnal. Primăriile din Gorj fac liste cu posturile vacante. Centralizarea va fi realizată la sfârșitul acestei luni în cadrul prefecturii, unde situația din teren o impune, se vor scoate posturi la concurs. Este cazul unor localități unde au ajuns microbuze școlare sau a fost înființată poliția comunitară. Subprefectul județului Gorj, Sorin Arjoc, a explicat că toate primăriile din județ vor transmite situația prefecturii. De asemenea, aceeași cerință a fost impusă și Consiliului Județean Gorj. Suntem în faza în care am solicitat unităților administrative teritoriale, inclusiv Consiliului Județean, să ne comunice dacă au la nivelul UAT-urilor în derulare proiecte pe fonduri europene, dacă au înființat în cursul anului 2016 poliție locală sau dacă au primit microbuze școlare, pentru că trebuie emis ordinul prefectului pentru fiecare UAT-ul de pe raza județului, prin care se stabilește numărul de personal pe care îl are fiecare primărie. Este un procent raportat la numărul populației din UAT-ul respectiv. În localitățile unde primăriile au primit microbuze școlare și nu au șoferi, va fi suplimentat numărul de posturi. Se emite un ordin al prefectului și punctual pe fiecare UAT-ul. De fapt, va fi un ordin general al prefectului cu anexe pentru fiecare UAT-ul și le vom transmite dumnealor și sunt obligați să țină cont de acest lucru. Evident că acest ordin le transmitem și la Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Apoi, în câteva zile, primăriile își vor dimensiona aparatul propriu și își vor stabili bugetul pentru acest an. După ce va fi stabilit și bugetul, posturile vor putea fi scoase la concurs. Se fac ultimele pregătiri pentru cea mai mare petrecere din această săptămână. Vineri va avea loc Revelionul artiștilor și muzicanților din Târgu Jiu. Pentru că de Revelion i-au bucurat pe alții, toți artiștii din Gorj, dar și din alte județe ale țării, vor sărbători cu întârziere, cei drept, trecerea în noul an. Printre organizatori se află și Niculina Stoican. A venit și cardul nostru! Thank you.
Niculina Stoican a dezvăluit pentru Radio Târgu Jiu că la anul ar trebui să fie fi asigurată de Luche și frații Plotogea, Mihaela Petrovici și formația West Music din Arad. Avem o trupă venită din Banat, colegi de-ai noștri, ne-am dorit să schimbăm un picuț macazul, ca să zic așa. Până acum am avut băieți care au venit de la Constanța. Anul acesta ne-am orientat către Banat. Cine știe, la anul, în funcție de dorințele pe care colegii noștri și le exprimă, unde o să ajungem. Până la urmă, este, noi considerăm un revelion al tuturor, nu doar al nostru aici la Gorj. Ne-am dorit să fie la nivel național și lucrul acesta s-a întâmplat în timp. Suntem foarte, foarte bucuroși și foarte, foarte mulțumiți de modul în care a evoluat. Prețul unui astfel de revelion este de 175 de lei de persoană, iar locurile sunt limitate. Anul trecut, aproximativ 700 de persoane au sărbătorit de revelionul artiștilor la Târgu Jiu. La ce număr de participanți vă așteptați? Anul trecut am depășit 700 de persoane. Anul acesta ne-am limitat un picuț pentru că ne-am dorit să existe și un confort mult mai mare pentru cei care participă. Și atunci am căutat să asigurăm confortul, ca să fie și să fim foarte bine înțeleși. Nu este vorba unei acceptări sau unui refuz. Cei care ne contactează și cei care își doresc să ajungă la revelionul nostru trebuie să știe că ne dorim ca, în primul rând, colegii noștri să fie cei care să se bucure de această noapte, pentru că noi majoritatea muncim în noaptea de revelion și atunci ne dorim și noi să avem parte de petrecerea noastră, să fim cu familia, să ne etalăm ținutele, să vedem cât de frumoși suntem, să ne bucurăm unii de ceilalți, să jucăm și să ne cânte și nouă cineva. Vrem să fim și noi oameni. La eveniment vor participa artiști din Gorj, dar și din alte zone ale țării. Ne petrecem și noi, pentru că atunci când toată lumea s-a petrecut, noi am muncit, dar a fost o mare plăcere pentru noi. Acum e timpul să ne distrăm și noi și o să vină artiști deosebiți la noi la revelion, pe lângă noi cei din Gorj, o să vină și din alte județe și vom avea un invitat special și ne bucurăm să așteptăm alături de noi pe doamna Mihaela Petrovici, care va întreține atmosfera revelionului din acest an, al revelionul artiștilor și al lăutarilor. Sigur că va fi și doamna Niculina Stoican prezentă, pentru că face parte din cei care organizează revelionul. Revelionul artiștilor și muzicanților la Târgu Jiu a ajuns la cea de-a 8-a ediție. De 5 ani este organizat de Niculina Stoican. Flavio Stoican a fost prezentat astăzi oficial drept antrenorul echipei de fotbal Pandurii Târgu Jiu. Stoican a explicat că a ales Pandurii Târgu Jiu pentru că a fost o mare provocare pentru el și cariera sa. A mai reușit împreună cu Dinamo, spune el, să ajungă pe un loc de cupe europene. Speră să rescrie istoria și la Târgu Jiu. Deși nimeni nu l-a încurajat să vină aici, Stoican speră să facă o treabă bună la Pandurii. Până și colegi din fotbalul internațional l-au atenționat să nu vină la Târgu Jiu pentru că echipa nu are nicio șansă să mai rămână pe prima scenă. Va avea la dispoziție un lot de 21 de jucători care primesc salarii de până la 1500 de euro. Nici bugetul clubului nu va fi la fel de mare ca în ultimele sezoane. 1 milion de euro au pus la dispoziție administratorii. Am ales Pandurii Târgu Jiu pentru că, sincer vă spun, este cred că cea mai mare provocare din cariera mea de antrenor, chiar dacă nu este o carieră de foarte mult timp în ceea ce privește antrenoratul. Dar în aceeași idee am mai trecut printr-o perioadă, poate nu așa de grea, la un club destul de important din România, într-o situație cu salarii destul de mici, cu jucători care erau dornici de performanță, mă refer la Dinamo București, și am reușit împreună cu ei să ajungem pe un loc de cupele europene, un loc care la începutul campionatului nimeni nu visa. Am stat de vorbă cu mulți oameni și atunci și acum. Atunci marea majoritate oamenilor nu spuneau că e pălăria prea mare, că e mică, că nu știu ce coș și prea mare pentru mine, dar la fel de adevărat este că am încredere că pot să fac treaba acolo unde merg. Am și la dispoziție, am și mai mult timp la dispoziție acum față de perioada aceea, pentru că am luat o echipă din mers
și este destul de dificil. Acum am o perioadă de pregătire în Antalya. Într-adevăr, cu jucători care la prima vedere nu spun multe, dar până la urmă nu cred că e așa de mare diferența de valoare, sau chiar dacă sunt anumite nume la anumite echipe, până la urmă important este ca noi să creăm o familie, pentru că din punctul meu de vedere grupul bate individualitățile. Cred că putem face treabă. Am mai stat de vorbă și înainte de a veni aici cu foștii mei colegi, pentru că sunt jucători care încă în activitate, și mă refer la un fost prieten de-al meu sau prieten actual, un fost coleg de-al meu, Sârna de la Shakhtyor Donetsk, și un prieten, Timoș Ciuc, care este acum prin Kazakhstan, spunea că unde te duci acolo, nu vezi ce situație este, greu, e dificil. Marea majoritate, soția, unde pleci de acasă, că uite ce frumos, e cald, bine, ce salarii sunt acolo, 1500 de euro, 1000 de euro, 300 de euro. Să știți că nu tot timpul primează bani. Nu mă interesează nici CV-ul, că vezi, Doamne, există posibilitatea la momentul ăsta să retrogradăm și toată lumea ne dă retrogradați. În această perioadă are un loc la dispoziție și încearcă, da, să selecteze dintre acești jucători. Știți și noastră că avem o școală de fotbal, chiar dacă nu s-a făcut atât de mult publicitate de seama ei, au avut jucători împrumutați la cluburile din țară, au revenit, au apelat la ei. Sunt demersuri făcute și către alți jucători, împreună cu domnul Stoican, în care am încredere pentru că mie m-a plăcut și ca jucător, și în perioada în care am jucat Dinamo, la fel am avut numai cuvinte și de apreciere pentru ce a făcut acolo. Îmi pun mare încredere în dumneavoastră, în domnul Băleț, Robert, care a activat și dumneavoastră în cadrul clubului, în două rânduri a fost director sportiv, care poate să ne sprijine în această perioadă grea. Este foarte greu pentru Pupanduri, e o situație extrem de dificilă. Îmi pare rău că fostul staff tăi nu înțelege o situație pe care n-am înțeles până în momentul de față din ce a trecut clubul. Condițiile financiare nu mai sunt acelea care au fost până acum. Acționarii nu pot să ne sprijină această perioadă, la începutul anului, pentru că nu au bugetele aprobate. Pentru perioada următoare avem un buget de 1 milion de euro, cu drepturi din televiziune și participările și drepturi UEFA care trebuie să intre în aceasta în club. În condițiile astea am fost nevoit să înaintesc către acționari un buget pentru 21 de jucători și 4 antrenori, cu o sumă medie de 1.500 de euro. Fotbaliștii de la Pandurii Târgu Jiu s-au antrenat ieri pe ger. Afară erau minus 14 grade, însă jucătorii au ieșit la primul antrenament pe terenul 3, care este însă acoperit cu zăpadă. Astăzi, sub comanda lui Flaviu Stoican, fotbaliștii s-au antrenat în sala de sport de la școala Voievod Litovoi. Lotul pe care îl are la dispoziție este șubred. Au fost aduși jucători din toate părțile doar pentru a fi la număr și să încearcă evitarea retrogradării cu tineri aduși de la echipe din ligile a doua și a treia. Ieri jucătorii de la Pandurii au ieșit la primul antrenament de la reunire. S-au pregătit pe un teren acoperit cu zăpadă la minus 14 grade. Însă meseria de fotbalist este dură, iar cei care practică acest sport trebuie să facă sacrificii. Astăzi, pentru că a nins, noul antrenor, Flaviu Stoican, i-a antrenat pe jucători în sala de sport de la Școala Generală Voievod Litovoi din Târgu Jiu, locul unde se efectuau antrenamentele echipelor de handbal și basket și unde aveau loc meciurile Energiei Târgu Jiu. Jucători din echipe din ligi inferioare au venit la Pandurii Târgu Jiu în aceste zile. Cornel Ene de la CFR Cluj, Sorin Bușu de la CSM Vâlcea, Ionuț Neag de la CSM Vâlcea, Andrei Firan de la Minerul Lupeni, Marius Tigoianu de la Unirea Târlungeni, Cosmin Mihai de la Unirea Târlungeni, Ionuț Zăina de la Unirea Târlungeni și Albert Voina tot de la Unirea Târlungeni. Avem un lot sigur și o să fie jucători care vor concura pe posturi. De aceea eu cred că trebuie să vedem adevărata fața fotbalului românesc. Există dorință de performanță, condițiile de la Pandurii se știu și eu cred că de aici trebuie să pornim și să nu se mai mintă că se dau salarii de 10-15 mii de euro fără să dea niciodată și fără să aibă puterea financiară. Este greu, este un început,
dar sperăm să fie un semnal bun pentru însănătoșirea fotbalului românesc. Din lotul echipei mai fac parte Cătălin Hlistei, Rodemi Strifu, Andrei Pițian, Adelin Pârcălabu, Ionuț David, Roberto Dumitru, Laurențiu Tudor, Denis Brânzan, Ionuț Trocan, Răzvan Negrilă, Gabriel Dodoi, Alexandru Oprița, Marius Cioiu, Daniel Miroiu, Ionuț Gruia, Andrei Cocină, Gabriel Mărgărit, Bogdan Dănăricu, Ionuț Sătaru, Daniel Popescu, Andrei Șendroiu și Cosmin Bârlan. Noul antrenor Flaviu Stoican va decide pe cine se va baza în misiunea pe care o va avea la Pandurii Târgu Jiu. Cert este că e aproape imposibil ca echipa să evite retrogradarea în aceste condiții. Echipa nu mai este și nici râvnită ca altădată, când se ofereau salarii astronomice unor jucători care poate nici nu erau folosiți la jocuri. Acum, cei care îmbracă tricoul Pandurilor primesc cel mult 2000 de euro lunar. Pandurii Târgu Jiu va juca și cea de-a doua parte a campionatului pe stadionul de la Drobeta, Turnul Severin. Reprezentanții Ligii Profesioniste de Fotbal au inspectat și stadionul de la Motru și erau discuții ca echipa să reia campionatul acolo, însă asociații clubului au decis că vor continua la Drobeta, Turnul Severin. Pentru că la Motru nu există posibilitatea de a se disputa jocuri nocturnă, clubul Pandurii era nevoit să asigure ca stadion de rezervă stadionul municipal din Severin, pe care să dispute meciurile programate cu nocturnă. Se putea ajunge astfel la situația ca majoritatea meciurilor din acest sezon să se joace tot pe terenul de la Severin, iar investițiile care ar fi urmat să fie făcute în stadionul de la Motru să devină inutile, astfel că și în următoarele meciuri ale Pandurilor, acasă va fi tot la Severin. Jurnalul Gorj TV se oprește aici. Rămâneți cu noi de la ora 21. Alinion vă așteaptă la emisiunea În numele adevărului. Invitatul din această seară este deputatul Dan Vâlceanu. Eu sunt Diana Sperătoiu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine de la ora 18. Să aveți o seară frumoasă!